Salut, sunt Paul de la tutorialevideo.info și bine ați venit la un nou tutorial din seria Java. Acesta este tutorialul cu numărul 20. E bine, până acum am vorbit despre instrucțiuni repetitive, if, while, am vorbit și despre switch. Însă ceea ce vreau să vă prezint în tutorialul următor este o altă instrucțiune repetitivă, for, care pare să fie preferată a multor programatori pentru ușurința sintaxei de care aceasta beneficiază. Așa cum am spus, este tot o instrucțiune repetitivă și haideți să începem să o scriem, să o folosim. Pentru început, tastați cuvântul cheie for. Veți observa că în momentul în care tastați, se și colorează automat într-un mov, tocmai pentru că este un cuvânt cheie care nu poate fi folosit, haideți să zicem, ca și un nume de variabilă, ca și un nume de funcție. Bun, care este sintaxa acestei instrucțiuni repetitive? Avem for și avem trei parametri. Bine, ce reprezintă acești parametri? Primul parametru ne indică punctul de plecare. Dar avem un punct de plecare. Aici, de obicei, avem o variabilă care ne va indica prin valoarea ei de unde începe ciclul. Apoi avem un punct de oprire care apare, dacă vă amintiți, și în cazul lui while. Și ceea ce este, haideți să zicem, în plus pentru for este apoi incrementarea. Adică cu cât crește contorul nostru sau variabila noastră, astfel încât să ajungă de la punctul de plecare la punctul de oprire. Haideți să scriem însă concret, pentru că este mult mai ușor acest lucru. Vom folosi o variabilă de tip întreg și pe care o vom denumi, așa cum am mai folosit și în alte programe, o vom denumi contor. Așadar, int contor și o vom inițializa cu valoarea 1. Punct și virgulă. Acesta este așadar punctul de plecare. Valoarea contorului este 1 și merge până la contor, haideți să zicem, mai mic sau egal decât 10. Spuneam despre acest element că apare și în cazul lui while. Era while, contor mai mic sau egal decât 10, execută instrucțiuni. Și apoi avem partea de incrementare, unde îi spunem funcției for, instrucțiunii for, cu cât să-l incrementeze pe contor de fiecare dată, astfel încât să ajungă la punctul de oprire. Și în cazul nostru îl vom incrementa doar cu câte o unitate. Begin și end, și avem corpul funcției for, instrucțiunii for. Și haideți să scriem aici ceea ce va realiza programul în cazul în care folosim acest tip de instrucțiune repetitivă. Așadar, cât timp contorul este între 1 și 10, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe, până la 10, inclusiv 10, trecând de la printre valori, crescând cu câte o singură valoare. Așadar, system.out.println și haideți să ni se afișeze variabila contor și să nu ni se afișeze vreun mesaj. Bun, haideți să și rulăm acest program pentru a vedea exact ce ni se afișează. OK. Din nou ne îndreptăm atenția către partea de jos, către consolă, acolo unde în mod normal ar trebui să obținem șirul de numere de la 1 la 10. Și după cum se observă, vedeți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ce s-a întâmplat? Contorul este 1 ca punct de plecare. I se specifică ca până la valoarea 10 să execute această instrucțiune și să se incrementeze cu câte 1, astfel avem 1, ne afișează 1, apoi va incrementa cu 2, din nou ne afișează, deci tot așa. Ei bine, putem să alegem în partea de incrementare să ni se incrementeze cu o anumită valoare și, de exemplu, zicem contor plus egal 3. Și în acest caz, dacă vom rula din nou programul, vom vedea cum contorul nostru se incrementează cu câte 3 unități. Și avem la început 1, apoi 4, apoi 7 și apoi 10.
Următorul număr ar fi în mod normal 13, însă pentru că este mai mare, nu este mai mic sau egal decât 10, programul se oprește în acest moment. Normal că putem să schimbăm aceste elemente, însă cam aceasta este sintaxa de bază a instrucțiunii repetitive de tip for. Haideți să vă mai arăt încă o chestie. Normal, for funcționează și în acest sens, în sens crescător, însă îl putem face să funcționeze și în sens descrescător, pentru că nu se știe în funcție de necesitățile programului s-ar putea să avem nevoie. Și în acest moment, haideți să zicem că ar porni contorul nostru de la 10. Condiția de oprire ar fi ca valoarea lui să fie mai mică sau egală cu 1. Nu mai mare sau egală, dar mai mică sau egală cu 1. Și în partea de incrementare, practic vom avea partea de decrementare și putem să alegem, adică să lăsăm cu 3 unități și alegem minus egal 3. Și în mod normal trebuie să ni se afișeze pornind de la valoarea 10, scade cu 3 unități, apoi avem valoarea 7, 4, 1 și tot așa. Cum am spus, merge și în sens invers. Trebuie să fim însă doar atenți la modul în care declarăm punctul de plecare, punctul de oprire și să vedem în funcție de acestea dacă dorim să facem o incrementare sau decrementare a contorului. Aici la condiție este mai mare sau egal decât 1, pentru că merge de la 10 și cât timp este mai mare sau egal decât 1 va efectua printarea contorului. În urmare, cam asta este, observat 10741, în urmare cam asta este funcționalitatea lui for. Se folosește în aplicații, v-am spus, poate să fie preferată unor programatori tocmai datorită ușurinței sintaxei sale și de asemenea modului în care se folosește. Cam atât am avut de spus în acest tutorial. Mulțumesc!